dimineața, doamnelor și domnilor. Bună dimineața. Chiar dacă plouă afară, e o dimineață bună, nu? Plouă puțin. Doamnelor și domnilor, haideți să vedem ce se întâmplă peste zi astăzi. Și vă putem spune că după ce elevii olimpici s-au plâns de condițiile mizere de cazare din Pitești și Craiova în timpul olimpiadelor de limba engleză și franceză, ministrul educației, Sorin Câmpeanu, îl știm cu toții, își apleacă atenția asupra acestor elevi meritoși. Așadar, cei care obțin performanțe la olimpiadele școlare ar putea să intre la liceu fără să mai susțină examenul de evaluare națională. În plus, ministrul propune și creșterea cuantumului premiilor pentru elevii olimpici, astfel încât premiul întâi să fie undeva la 1000 de lei, 700 de lei pentru premiul al doilea, 500 de lei pentru premiul al treilea și 300 de lei pentru mențiunea, asta în condițiile în care în prezent 300 de lei este doar pentru premiul întâi. A, deci este o creștere substanțială. Da, așa este. Asta se simte. De întâi mai pleci pe undeva? De întâi mai, cu siguranță nu la mare, dar vor fi foarte, foarte mulți care vor face asta. Iată că deja hotelurile deschise pentru mini-vacanța de 1 mai vor fi ocupate în proporție de 80%. Potrivit rezervărilor făcute până în acest moment, cei mai mulți turiști se vor caza în stațiunile Mamaia și Costinești. Avem tarife care pornesc la 113 lei pe noapte pentru două persoane la un hotel de 3 stele. La cele de 4 și 5 stele se pare că e un pic mai scump, dar nu cu mult, așa. Ei, un sejur de 3 nopți costă aici între 1500 și 1700 de lei. Oricum, pregătirile pentru mini-vacanța de 1 mai se află pe ultima sută de metri, iar operatorii din turism susțin că startul sezonului estival se va da în cele mai bune condiții. Plajele sunt în regulă, există beach baruri, s-au instalat deja șezlongurile și umbrelele, gata, să pornim. Eu am fost un pic ironic, gândiți-vă că de la 3 stele unde plătești 113 lei pe noapte până la 1500-1700 la 5 stele, e o diferență sesizabilă. Da. Bun, Antonio Guterres, secretarul general ONU, ajunge astăzi în Ucraina după vizita de la Moscova, deși săptămâna trecută președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, l-a criticat pentru că a ales să meargă mai întâi la Kremlin. Analiști de politică externă sunt de părere că Antonio Guterres va fi primit cu brațele deschise de către liderul de la Kiev, mai ales datorită poziției dure pe care secretarul general ONU a avut-o față de Federația Rusă, după ce a spus o chestie lui Sergei Lavrov foarte tare. Așa este, da, i-a spus ministrului de externe al Rusiei că așa numita operațiune specială militară este invazie. Pe de altă parte, Vladimir Putin amenință din nou țările din NATO care ajută Ucraina și a declarat că dacă cineva din exterior va dori să intervină în situația din Ucraina și va reprezenta o amenințare strategică inacceptabilă pentru Rusia, răspunsul nostru va fi unul fulgerător și rapid. Haideți să vedem și alte știri. Un copil de 14 ani a rămas singur într-o parcare din Ungaria, fără telefon, fără acte, iar mama lui a plecat mai departe cu autocarul. Pare un scenariu de film, dar e cât se poate de adevărat. Claudiu Mihuț are toate detaliile pentru noi. Bună dimineața, Claudiu. Bună dimineața, Claudiu! Ce s-a întâmplat? Cum s-a terminat povestea? Bun găsit, bună dimineața tuturor. Potrivit poliției maghiare, care a făcut totul public pe rețelele de socializare, incidentul a avut loc marți într-o parcare de pe autostrada M5 în apropiere de granița cu România. Băiatul din România, în vârstă de 15 ani, se afla într-un autocar turistic care se întocea din Italia și urma să intre pe teritoriul țării noastre. Ei bine, la un moment dat, șoferul a oprit preț de câteva minute pe marginea drumului într-o parcare, astfel încât turiștii, pasagerii să se mai relaxeze puțin după drumul lung și obositor. Cât timp tânărul din România s-a dus la toaletă, autocarul a plecat însă fără el, lăsându-l singur acolo în parcare, singur, fără bani, fără acte și fără telefonul mobil. Asta în condițiile în care în autocar era și mama lui. Un bărbat care se afla în zona a văzut întregul incident și a dat seama de ce ne întâmplate, așa că a sunat la poliție. În scurt timp acolo a ajuns un echipaj. Inițial polițiștii au stat de vorbă cu tânărul din România, iar apoi au luat legătura cu reprezentanții firmei de transport, cărora le-au explicat toate cele întâmplate și le-au cerut să oprească autocarul în cel mai scurt timp. Ulterior, oamenii legii din țara vecină l-au dus pe copilul din România până aproape de Vama Nădrag, unde l-a așteptat și l-a preluat mama lui, care, vizibil emoționată, l-a strâns puternic în brațe. L-a uitat, da, în parcare. E o treabă de film. E parcă nu vine să crezi că se întâmplă înțeles, realitate. Da. Muntele nu e zonă de promenadă, dar nu toți turiștii vor să înțeleagă acest lucru. O femeie a umblat prin zăpadă
în șosete, după ce talpa pantofilor i s-a desprins din cauza omezelii. I-au înghețat picioarele și când nu a mai putut continua drumul, a cerut ajutorul echipelor Salvamont. Femeia înainta pe munte, pe traseul Babele Crucea Eroilor, într-o zăpadă de aproape un metru, doar în șosete, atenție. Iar asta nu e tot, echipele de salvare au mai intervenit la scurt timp și pentru salvarea unei alte femei, aceasta din urmă voia să ajungă cu fiul ei la cruce, dar epuizată fizic, nu a mai putut continua. În plus, încălțămintea de vară pe care o purta i-a cauzat probleme serioase în drumeție. Șoferița din București, care a plimbat pe capotă un pieton aproape 2 km, a fost condamnată la închisoare cu executare sub acuzația de tentativă de omor. Ailin Ochian, în vârstă de 51 de ani, a fost condamnată la 3 ani și 5 luni de închisoare și asta după ce în primă instanță primise o pedeapsă mult mai blândă de 7 luni de închisoare cu suspendare și plata unor cheltuieli judiciare în valoare de 9.000 de lei. Evenimentul a avut loc în anul 2015 în centrul capitalei. În urma unei tamponări, Ailin Ochian a ales să fugă de la locul accidentului. Celălalt șofer a urmărit-o în trafic și a reușit să o prindă din urmă în zona pieței universității. Șoferița nu a vrut să stea la discuții, a demarat în trombă și l-a luat pe celălalt șofer pe capotă. A oprit după aproape 2 km și asta după ce a fost blocată de ceilalți participanți la trafic. Imaginile sunt mai mult decât grăitoare. Șoferița a spus atunci că s-a panicat când celălalt șofer a început să-i lovească parbrizul cu pumnii. Ea era în mașină și cu copilul ei minor. Tensiunile din Transnistria pun pe fugă oamenii din regiune. Ce spun însă la vama? Aflăm imediat la Focus la Prima Oră. E bine, au apărut primele imagini de la atacul asupra sediului, așa zisului Minister al Securității din Transnistria. Cei bărbați sunt filmați în timp ce trag cu lansatoare de rachete asupra clădirii. Într-o altă filmare, dintr-un alt unghi, se poate vedea cum clădirea este lovită de 3 ori, iar o bucată mare de beton este proiectată în afară după explozie. Pe imagini este surprins și momentul în care cei 3 atacatori se urcă în mașină și fug. Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a declarat după o ședință a Consiliului de Securitate că diferite forțe din regiune sunt interesate de destabilizarea situației. Și tensiunile continuă în Transnistria, regiunea separatistă din Republica Moldova, după ce zona a fost zguduită de mai multe explozii. Ieri s-au auzit și împușcături în satul Cobasna, acolo unde se află cel mai mare depozit de muniții din Europa. Conducerea pro-rusă a autoproclamatei republici acuză Ucraina, iar Kievul susține că este doar o provocare a Moscovei. În regiunea separatistă trăiesc peste 465.000 de oameni, majoritatea au dublă sau chiar triplă cetățenie, moldoveană, rusă sau ucraineană. Cobasna, localitate situată pe stânga Nistrului, în nordul Transnistriei, la doar 2 km de granița cu Ucraina, ar fi fost ținta unor focuri de armă. Atacul a fost confirmat de pretinsele autorități de la Tiraspol, care au spus că au fost văzute și drone venind spre Ucraina, dar și de autoritățile de la Chișinău. În teritoriul nostru, dobre susitke Moldove. Російська влада на рівні своїх вищих представників державної влади заявляє про те, що необхідно окупувати Молдову. І сьогоднішні удари крилатими ракетами по нашому південному регіону. De mai multe decenii în Cobasna se află unul dintre cele mai mari depozite de armament din Europa. Munițiile și-ar fi depășit însă de mult termenul de păstrare. Ele sunt păzite de 30 de ani de peste 1500 de soldați ruși aflați ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. Acolo se încearcă o destabilizare a situației din Republica Moldova. Nu numai din regiunea transnistreană. Unde se face că exact în vecinătatea unor astfel de depozite se trag focuri de armă, ar putea fi de fapt un soi de pretext pentru ca cei care sunt acolo și păzesc depozitul de armă să reacționeze. Incidentul vine la o zi de la exploziile care au vizat un aerodrom și 2 turnuri radio și TV. Miza atragerii Transnistriei în război ar putea avea semnificații importante pentru conflictul din Ucraina. Poate fi privită regiunea transnistreană din perspectiva ipotezei că armata rusă care a invadat Ucraina ar putea încerca această cucerire a litoralului de sud al Ucrainei, inclusiv Odessa, și dacă s-ar trece de Odessa, atunci o ipotetică avansare rusă ar ajunge în vecinătatea Transnistriei și s-ar crea un culoar de comunicare cu regiunea transnistreană. Despre situația din Transnistria a vorbit și premierul Nicolae Ciucă la Kiev cu președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. La nivelul autorităților și a noastră, a țărilor vecine, să existe de asemenea
o abordare astfel încât să nu generăm escaladarea situației de securitate din zonă și așa destul de fragilă. În 1992, când Republica Moldova a ieșit din URSS, separatiștii din Transnistria au purtat un război cu guvernul pro-occidental al Moldovei. Război soldat cu sute de morți și cu intervenții armatei ruse de partea rebelilor. În 2006, în Transnistria a fost organizat un referendum în care 97,1% dintre alegători s-au pronunțat în favoarea aderării autoproclamatei Republici la Rusia. Referendumul nu a fost însă recunoscut de comunitatea internațională. Și toate aceste lucruri care se întâmplă acolo, în ultimele zile în Transnistria, au semănat panică printre cetățeni, iar punctele de frontieră au devenit neîncăpătoare. Oamenii fug în Republica Moldova de frica războiului, iar cozile din vamă se întind pe kilometri. Întrebați de ce pleacă din țară? Ei nici nu pomenesc de război sau frica pentru viața lor. Spun că merg în vizită la rude, la medic sau pur și simplu pentru că vor să facă unele cumpărături în Republica Moldova. E bine, după vizita oficială de acum două zile a premierului Nicolae Ciuca, președintelui Camerei Deputaților Marcel Ciolacu și a ministrului de externe Bogdan Aurescu, a venit rândul lui Florin Câțu să călătorească. Al doilea om în stat, președintele Senatului, a plecat și el la Kiev, unde s-a întâlnit cu președintele Volodymyr Zelensky, dar și cu oficiali din Elveția și Macedonia de Nord. Vizita planificată încă de la începutul lunii aprilie a avut ca subiecte principale atrocitățile comise de forțele armatei ruse în Ucraina și planul de reconstrucție a țării după război. Președintele Senatului a susținut și un discurs în cadrul Congresului Autorităților Locale și Regionale, prezidat de președintele Ucrainei, la care a participat și primul ministru al țării vecine. Inițial, când au apărut planurile de plecare în Ucraina, delegația trebuia să fie formată din președintele Senatului, președintele Camerei Deputaților, dar se pare că planurile s-au schimbat pe parcurs. Acum două zile, premierul Nicolae Ciucă și președintele Camerei Deputaților au anunțat presa că au fost în capitala Ucrainei, s-au întâlnit cu președintele Zelensky și au postat poze cu vizita efectuată. Despre care am vorbit și noi ieri. Așa este. Și vorbim de președintele Rusiei, Vladimir Putin, care amenință lumea cu un atac fulgerător și rapid. Asta dacă cineva se va implica strategic în ceea ce privește situația din Ucraina. Păi nu se implică toată lumea deja? Și iată ce spune, vom folosi armament cu care nimeni nu se poate lăuda astăzi. Au fost cuvintele țarului de la Kremlin. De asemenea, Putin acuză Occidentul că transformă Ucraina într-o antirusie și o împinge într-o confruntare cu țara lui. If anyone attempts to interfere in these events from the outside, they must know. And if they create threats, strategic threats to Russia that are unacceptable to us, they must realize that our response to their attacks will be swift. We have all the instruments, all the weapons required to do so. We have weapons that no other nation has, and we will use them if needed. If needed, dacă e nevoie. Este incredibil până unde pot merge amenințările acestui om. Pe de altă parte, sănătatea lui Vladimir Putin este pusă la îndoială în întreaga lume. Imagini care îl surprind pe liderul de la Kremlin tremurând au apărut în spațiul online. Acum câteva zile, la o întâlnire cu președintele Belarusului, țarul abia își putea controla tremurul de la mâna dreaptă. Și nu ar fi singurul episod în care este filmat având astfel de probleme. Acesta este momentul în care mâna dreaptă a lui Vladimir Putin tremură când încearcă să dea noroc cu prietenul lui, Alexander Lukashenko, ba chiar se clatină înainte să se salute. Aparițiile sale publice din ultima perioadă întăresc suspiciunile legate de o posibilă boală neurologică a liderului de la Kremlin. Însă, propaganda de la Moscova neagă orice afecțiune posibilă pe care ar avea-o Putin. Nu este însă singurul moment în care Vladimir Putin este surprins că are probleme de coordonare fizică. La o întâlnire televizată cu Sergei Shoigu, liderul de la Kremlin aproape că se agață de masă pentru a nu-și pierde echilibrul. Odată cu apariția acestor imagini au reapărut și comentarii în presa occidentală legate de o posibilă boală de care ar suferi Putin. Privim un Putin slăbit în comparație cu omul pe care îl știam acum câțiva ani. Un președinte puternic nu ar avea nevoie să se sprijine cu mâna atât de tare de masă și nu ar fi atât de preocupat să-și mențină picioarele bine înfipte în pământ. Aproape pierzându-și echilibrul și vizibil slăbit a apărut Putin și noaptea de înviere. Mai mult, grimasele de pe fața sa trădează anxietatea, scrie cotidianul britanic The Sun, care susține că este posibil ca liderul rus să aibă cancer tiroidian în fază terminală.
criminală. O informație susținută și de presa americană. Reality is we've been watching Putin now for 20 plus years that he's been in power and he's changed quite a bit. It does feel like we're seeing a Putin who's more isolated, and it's not just about, you know, sitting at the other end of a very long table from the people who are supposed to be advising him. It does feel that a lot of the messages that maybe he needs to hear are not coming across, either because people are unwilling to express them, or because 20 years into his reign, he trusts his own judgment more than he trusts the judgment of those around him. De altfel, presa internațională scria încă din martie că Putin suferă de boala Parkinson și de cancer tiroidian. Imagini similare au apărut și cu fostul cancelar german Angela Merkel, care, la o întâlnire chiar cu președintele Volodymyr Zelensky în 2019, a fost surprinsă de camere, neputând să-și controleze un tremurat puternic al corpului. Poziția cancelariei sale a fost că era vorba de o reacție psihologică a doamnei care a condus Germania. Am mai văzut de-a lungul istoriei astfel de manifestări. De obicei, chestiunile astea sunt asociate cu Parkinsonul, dar nu poate spune și nimeni. Și sunt extrem de vizibile și în cazul lui Vladimir Putin. Ei, mi-am adus aminte de discursurile pe care le avea Hitler la un moment dat, înainte de a începe, se punea la aia și făcea exact același lucru, avea cu mâna și se ține. Bun, litoralul, ca să revenim la lucruri mult mai plăcute, preamătă de pregătiri și se anunță un 1 mai incendiar la malul mării. Ce așteaptă pe turiști, aflăm imediat la Focus la Prima Oră. A fost acțiune în forță la Sinaia. Pompieri, jandarmi, angajați ai domeniului pădurilor au plantat 100 de puieți de brad. Arborii au fost sădiți în onoarea regelui și este pentru a treia oară când se întâmplă asta. În plus, au strâns și zeci de saci de gunoi. Asta pentru că românii care au petrecut sărbătorile la munte au lăsat prăpăd în urma lor. Ne vom deplasa spre curtea interioară a castelului Peleș, încercând să ecologizăm tot ceea ce se poate stânga-dreapta a traseului. Sărbătorile pascale au fost un prilej excelent pentru o mini-vacanță. O vizită la munte, o plimbare pe la castelul Peleș au fost mană cerească, dar ce au lăsat turiștii în urma lor a fost de-a dreptul îngrozitor. Peturi, ambalaje, de toate s-au putut găsi în jurul locului istoric. Cu ocazia igienizării, în urma celor nepăsători, jandarmii, pompierii și angajații domeniului pădurilor au plantat și puieți de brad. Vom desfășura activități de ecologizare a zonei și implicit de plantarea celor 100 de puieți de brad care o facem an de an pe domeniul regal Peleș-Sinaia. Tehnica e simplă, dar trebuie voință. Înainte de plantare se bagă puieții în mocirlă, pământ cu apă. O să-l băgăm puțin mai sus decât a fost inițial în pământ. Astfel, numai puțin de 100 de exemplare au fost sădite în jurul castelului Peleș, după care s-a trecut efectiv la îndepărtarea gunoaielor din zonă. Aceasta a fost a treia acțiune de împădurire de pe domeniul regal Peleș. Pe litoral se pregătesc petrecerile care vor anima nopțile mini-vacanței de 1 mai. Croaziere pe mare, uite de unde ai de ales, e pentru tine. Petreceri pe iaht, concerte rock sau hip-hop, ori festivaluri de muzică electronică. Mai degrabă ultimul, că restul nu implică nici alergare, nici bicicleta. Petrecere pe iaht, alergi pe punte. Toate vor fi pe plajă, în corturi speciale aranjate. Biletele sunt vândute deja, da? Ca nu mai prins, nu mai prins. După 2 ani de restricții urmează o deschidere de sezon, ca în vremuri. Bune. Vama Veche o să fie stațiunea vedetă de 1 mai, iar plaja va deveni o scenă uriașă, unde tinerii se vor distra fără limite și fără program. Startul chefurilor se va da aproape de miezul nopții și nimeni nu va pune geană pe geană până spre dimineață. Tinerii vor dansa toată noaptea și se vor bucura din plin de atmosfera specifică vămii. Alți tineri vor petrece în Costinești la cel mai mare festival de hip-hop de pe litoral. Scena imensă este protejată de ploaie și de vânt, cu un cor gigant care se construiește și amenajează zilele acestea. Avem peste 220 de metri pătrați de ecrane LED care se vor instala în următoarele două zile pe scena din spatele meu. Vom avea încă două scene afară din acest cort. Cort de care vă pot spune că este cel mai mare cort de festival folosit vreodată în România. Acoperă mai mult decât un teren de fotbal. 3 zile și 3 nopți de concerte vor aduna în Costinești peste 40 de artiști muzicali de hip-hop and trap din România. Biletele s-au vândut ca pâinea caldă. Vorbim de bilete cuprinse între 110 și 600 de lei pentru zona VIP. Locația poate acomoda undeva la 50.000 de persoane.
În Mamaia Nord începe un festival de muzică electronică deja celebru. Va fi primul loc care dă startul petrecerilor pe litoral. Aici se desfășoară timp de 6 zile unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică electronică din Europa. Sunt 4 corturi, precum acesta în care ne aflăm acum, în care vor intra în total 5.000 de oameni, timp de 6 zile, petreceri continuu. Sunt turiști care vin din toate țările și vor sta în Mamaia până în ultima zi a festivalului. Pentru turiștii cu pretenții și iubitori de lux, o nouă modă s-a lansat în materie de distracție pe litoral, petrecerile pe iaht. În timp ce muzica răsună, luxoasa embarcațiune îi plimbă pe petrecări spre nordul stațiunii Mamaia, dar și în zona cazinoului din Constanța. Șampania scumpă va curge în pahare, iar muzica bună o să răsune în bătaia brizei. Le-am pregătit foarte multe surprize, în primul rând muzică foarte bună, mulți invitați, mulți DJ mari invitați, pe lângă ei și Horia Brânciu. Prețul variază între 200 și 350 de lei de persoană. Și constanțenii vor avea petrecerea lor pe plaja municipală, acolo unde fiecare vară se desfășoară cel mai mare festival din România. Muzica bună mixată de DJ străini va încinge plaja și va încălzi pe iubitorii de dans până la ziua. Vom avea câțiva artiști români și artiști străini care vor fi prezenți acolo pe plajă, câțiva DJ mai exact, vor veni undeva odată cu lăsarea serii, tocmai pentru a intra în atmosfera frumoasă de petrecere de seară. Târziu, în zori, petrecăreții vor pleca fie spre case, fie spre camerele de hotel pentru câteva ore de somn. Își vor reîncărca bateriile, iar seara o vor lua din nou de la capăt. O franțuzoaică a devenit oficial cea mai vârstnică persoană din lume. Are 118 ani, așa să ne ajute Dumnezeu, nu? Zilele trecute, persoana care era considerată cea mai vârstnică a murit la decedat la 119 ani. Bun. Și avem 118 aici, da. Sora Andrei mai deține câteva recorduri greu de egalat. Este cea mai bătrână călugăriță, dar și cel mai vârstnic supraviețuitor care a trecut prin COVID. Alors ma sœur, qu'est-ce que ça fait pour vous d'être doyenne de l'humanité? Qu'est-ce que c'est pour vous? Une fierté, mais un désastre. Un désastre? Oui, parce que je voudrais rendre aux autres ce qui m'ont donné. Sunt primele declarații făcute de sora Andrei după intrarea în Cartea Recordurilor. Locuiește într-un azil de bătrâni din Toulon, însă cea mai mare parte a vieții și-a pus-o în slujba divinității. A lucrat însă și în lumea laică. A fost asistentă într-un spital timp de aproape 3 decenii. Je rêve, comme rêve, à cette heure, qu'on me met à table, ensuite qu'on me met vers mon bureau, où je trafique des bêtises. Elle aime tout, hein. Elle a pas de préférence alimentaire spécifique, elle a des goûts très très simples. Évidemment, les petites sucreries, les petites douceurs, notamment au chocolat, c'est son péché mignon. Son verre de vin qui la maintient et qui est peut-être son secret longévité. Îngrijitorii azilului de bătrâni spun că sora Andreea are o stare de sănătate excelentă. La începutul anului 2021, femeia a fost testată pozitiv pentru COVID-19, dar și-a revenit complet în doar 3 săptămâni. Data despre vreme acum, chiar avem nevoie de niște vești. Puțin afară. Puțin? Puțin. Ieri ziceai de vreo 2 zile, hai să vedem ce zice Roxana. Bună dimineața, bun găsit tuturor! Plouă puțin mai mult astăzi, de mâine scăpăm de ploi, dar astăzi avem parte de vreme destul de rece. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 grade în nordul Moldovei și 21 de grade în lunca Dunării. Avem parte de ploi, de vânt destul de activ. Meteorologii au emis și un cod galben de instabilitate atmosferică accentuată și cantități însemnate de apă. Acest cod este valabil până diseară la ora 23 și vizează aproape toată țara, mai puțin județele Constanța și Tulcea. Așadar, va ploua torențial, aversele vor fi însoțite de descărcări electrice, vânt destul de puternic și chiar căderi de grindină pe alocuri. Dar o să vă dau mai multe detalii puțin mai târziu. Haideți să vedem acum ce se întâmplă cu atmosfera pe continent. În partea sud-vestică, central-sud-estică și de nord a Europei va predomina vremea închisă și va ploua. Ploile vor fi sub formă de aversă și vor fi însoțite de descărcări electrice. Izolat vor fi și căderi de grindină. În zonele
în alte de munte vor fi și precipitații mixte, iar în restul continentului cerul va fi variabil și doar izolat vor fi precipitații slabe. Vântul va avea intensificări în nordul, sud-vestul și sudul Europei. Temperaturile mai cresc puțin în regiunile vestice, iar în rest nu se vor modifica semnificativ. Astăzi, la noi în țară, avem parte de vreme rece. În vestul, centrul și nordul teritoriului, temperaturile vor fi mult mai scăzute decât cele normale pentru această dată. Va predomina atmosfera închisă în nord, centru și nord-est. Va ploua în aproape toată țara, mai puțin în Oltenia și Dobrogea. Local, în Moldova și în zona montană, se vor strânge cantități importante de apă ce vor depăși 25-40 de litri pe metru pătrat. La altitudini de peste 1700 de metri vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va fi destul de activ în Oltenia și în Moldova, dar și pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor situa între 10 grade în nordul Moldovei și 21 de grade în lunca Dunării. Și în capitală este destul de rece, cerul va avea înorări și vor fi averse cu tunete și fulgere. Maxima se oprește astăzi la 19 grade, mâine cerul rămâne acoperit de nori și vor fi posibile ploi slabe. Temperatura maximă nu va depăși 20 de grade la amiază. Ziua de sâmbătă însă ne aduce vreme frumoasă și temperaturi normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil și maxima se va situa în jurul valorii de 21 de grade. Deocamdată atât despre vreme, însă vă aștept și ora viitoare cu informațiile meteo. Irina Daniel. Mulțumim, Rosana. Oțetul de mere este arhicunoscut pentru beneficiile sale. Așadar, astăzi la rubrica Sănătate cu Stil aflăm când e bine să îl folosim. Rămâneți alături de noi! Am revenit, doamnelor și domnilor. Cu siguranță ați auzit deja despre proprietățile miraculoase ale oțetului de mere, atât în ceea ce privește nutriția, cât și starea generală de sănătate. Și dacă până acum nu știați că este suficient în lupta cu răceala și în războiul cu kilogramele în plus, aflați că beneficiile nu se opresc aici. Care sunt acestea? Aflăm la Sănătate cu Stil, rubrică realizată și prezentată de colega noastră, Luciana Indre. Unul dintre cele mai vechi remedii naturale folosite de oameni este oțetul de mere. Conținutul ridicat de minerale și oligoelemente fac din acesta un adevărat aliat în lupta cu răcelile, infecțiile sau kilogramele în plus. Asta deoarece oțetul păstrează toate proprietățile nutritive ale merelor, iar în plus este îmbunătățit cu acid și enzime produse în timpul procesului de fermentație. Probabil ați auzit deja despre proprietățile miraculoase ale oțetului de mere, atât în ceea ce privește nutriția, cât și starea generală de sănătate. Și dacă până acum știați că este eficient în lupta cu răceala și în războiul cu kilogramele în plus, aflați că beneficiile nu se opresc aici. Așadar, oțetul de mere este un eficient agent antibacterian, cu un conținut ridicat în minerale și oligoelemente vitale pentru un organism sănătos: potasiu, calciu, magneziu, fosfor, fier, siliciu și flor. Un amestec care conține numai 5% oțet de mere elimină până la 99% dintre bacterii, 82% dintre mucegaiuri și 80% dintre virusuri, arată unele studii. Până în prezent, una dintre cele mai răspândite metode de folosire a oțetului de mere este în ameliorarea simptomelor diabetului de tip 2. Acesta este caracterizat printr-un nivel excesiv de zahăr în sânge, cauzat de rezistența la insulină sau incapacitatea organismului de a produce suficientă insulină pentru a regla glicemia. Oamenii de știință au arătat că utilizarea oțetului de mere poate crește sensibilitatea la insulină cu până la 34% pe parcursul unei mese bogate în carbohidrați și astfel poate scădea glicemia. De asemenea, două lingurițe de oțet de mere consumate înainte de culcare pot reduce nivelul de zahăr din sânge cu până la 4% în dimineața următoare. Evident, asta nu înseamnă că pacienții diabetici pot renunța la tratamentul indicat de medic. Bolile cardiovasculare se numără printre principalele cauze de deces în lume. Mai mulți factori biologici sunt legați de riscul de boli de inimă. Cercetările prezente efectuate deocamdată pe animale sugerează că oțetul de mere ar putea scădea nivelul de colesterol rău și pe cel al trigliceridelor, care sunt printre factorii de risc primari ai bolilor de inimă. De asemenea, având în vedere proprietățile antibacteriene ale oțetului de mere, prin utilizare locală, acesta poate reechilibra pH-ul natural al pielii, întări
bariera naturală de protecție și netezi imperfecțiunile. Nu îl utilizați însă fără să consultați dermatologul în cazul în care aveți leziuni sau infecții la nivelul pielii. Și se spune că suma viciilor e mereu constantă, dar e o vorbă care implică tare multe lucruri. De obicei, viciile ne fac mai mult rău decât bine. Ai lăsat capul jos. Când spune vicii, ne gândim la zahăr, alcool, tutun. Și chiar droguri, toate dăunează grav sănătății. Dar avem Alin Popescu alături de noi și putem discuta bună dimineața despre aceste lucruri. Te întrebăm ce vicii ai sau cum preferi? Bună dimineața. Suma vicilor e constantă, nu? Bună, dragilor, bună dimineața, telespectatorilor. Prima, într-adevăr, pe undeva e un sâmbure de adevăr în această suma vicilor care e constantă. Și fiecare dintre noi ar trebui să vadă, din punctul meu de vedere, problema pe trei palieri. În primul rând, apropo de ce vici avem, nu ar trebui să avem. Deci nu ar trebui să accesăm acel viciu. Al doilea, a doua direcție, dacă îl avem, evident, ar fi foarte, foarte important să putem să-l abandonăm. Indiferent că e vorba de alcool, de tutun, de droguri și așa mai departe. Iar al treilea lucru, și aici sunt cele mai multe discuții, dacă nu poți abandona acel viciu, să minimizezi riscurile care decurg din prezența lui. Și exemplu cel mai bun, undeva poate în fine, la ora asta matinală, e așa un pic stresant pentru telespectatori, exemplu cel mai bun rămâne consumul de droguri, unde practic tu înlocuiești... E un viciu sau o dependență? Sau chestiunile astea de fapt Dar sunt complementare, sunt sinonime? Viciu și sau dependență. E vreo diferență? Categoric, viciu este dependența de un obicei dăunător. Tu ești dependent de alergare. Nu pot să spun că e un viciu. Aha. Dar e o dependență. Da, e adevărat. Deci nu e un viciu. Viciu este dependența de ceva care pe termen mediu și lung îți face rău. Și dependența de droguri poate este exemplu cel mai bun. Și metadona, care în fie principal, opioid, care substituie, de fapt ea nu face bine, dar face un rău mult mai mic decât drogul în sine. Că spuneai tu de fumat și zâmbeai. În momentul în care, de pildă, încălzești tutunul, e mult mai bine decât dacă îl arzi. Deci scoți gudron, fum și așa mai departe. Deci este tot o reducere a riscurilor în condițiile în care dependența de nicotină rămâne. Dar riscurile sunt mult reduse. Și sunt foarte multe exemple în zona aceasta. Pe palierul ăsta al treilea. Nu mă pot lăsa de vin, dar încerc să minimizez riscurile care decurg din prezența lui. Și uite, vorbim, să trecem de la droguri, mă rog, în vorba ta, e deja mult prea grav. Da. Hai să vorbim despre banalul viciu, zahărul. Pentru că sunt mulți care l-au. Da. Ce înseamnă? Când îți dai seama că de fapt e un viciu aici și că nu doar îți place să mănânci un poate dulce? Poate nici nu știi că l-avem, pentru că oricum aproape toate produsele pe care le cumpărăm conțin zahăr. Categoric. Dar care e semnalul de alarmă? Semnalul de alarmă este în momentul în care consumul devine mult mai mare decât în urmă cu o perioadă de timp. Și aici, pe zahăr, de exemplu, înlocuiesc, nu renunț. Cei care... Niciodată cineva care iubește cafeaua cu zahăr, deși zahărul din cafea nu e sugestiv ca și consum de zahăr, asta între noi fie vorba. E doar un semnal așa de care ne agățăm din punctul de vedere fals. Dar hai să menținem cafeaua cu zahăr. Deci nu beau, eu întotdeauna beau black coffee, da? Nu vreau cafea neagră, zahăr și eventual, nu știu, pun și un pic de lapte. În momentul în care înlocuiesc zahărul cu ștevia sau cu aspartam sau cu alt îndulcitor, înseamnă că fac o înlocuire.
Da? Dar nu neapărat că scot complet zahărul. De fapt și de drept, și aici e un exemplu bun la zahăr și piața, ați văzut și voi, din ce în ce mai densă în înlocuitori ai zahărului. Tocmai pentru că s-a sesizat acest consum mare de zahăr. Și la sare. La sare e și o componentă medicală, că clorura de potasiu a înlocuit clorura de sodiu prima dată pentru hipertensivi, pentru bolnavii cardiaci care să nu mai facă exces de sare, a apărut echivalentul de sare. N-are exact același gust, dar e tot aceea. Vrei să spui mult, dar pui din asta. Da, da. Da. La modul ăsta. Cel care, idealul ăsta de a scăpa total de un obicei, e relativ greu. Și atunci această tehnică de înlocuire și de minimizare a riscurilor devine din ce în ce mai uzitată. Da, dar nu se simte nevoia, corpul nu simte nevoia în momentul când tu scoți ceva să pui altceva în loc? Pentru că auzeam, de exemplu, pe multă lume. Băi, renunț la tutun, dar m-am apucat să mănânc foarte multe bombonele. Renunț la zahăr, deși este aproape imposibil, și vreau să și nu mai pun nimic zahăr, nu mai folosesc nimic în sensul ăsta, dar m-am apucat să mănânc foarte multă, cum îi zice, produse de panificație. Chestiuni de genul ăsta care nu par a fi înlocuiți, tot dezechilibre, dar de o altă natură. Categoric, și ai punctat foarte bine, apar alte dezechilibre care încearcă să compenseze lucrurile la care noi am renunțat. Și aici noi ar trebui să fim foarte inteligenți. Dacă renunțăm complet la o anumită direcție, ar trebui să o înlocuim cu deprinderi sănătoase. Să ne mișcăm mai mult, să alergăm, să notăm, să pedalăm, să facem ceva. Nu neapărat să înlocuim cu bombonele sau cu chipsuri. Aici e o chestie... Să înlocuim cu ceva sănătos. Da, aici e o chestie de opțiune. Și eu cred că fiecare dintre noi ar trebui să fim conștienți de lucrul ăsta. Adică când facem un pas, trebuie să-l avem în minte și pe următor. Da, indicat ar fi atunci când îți propui să renunți la un viciu, să ai niște discuții eventual cu un terapeut, să nu faci singur pasul ăla, tocmai pentru a nu da în alt viciu, să te învețe cineva. Categoric, cu un terapeut și un om specializat în treaba asta poate fi de real folos. Cel ar trebui consultat în momentul în care nu avem capacitatea de a gestiona singurul lucru ăsta, ar trebui consultat chiar înainte de a face pasul, dar după ce am luat decizia. Noi trebuie să avem decizia luată, vreau să mă las de treaba aia, mă duc la specialist să mă ajute. E posibil chiar și dacă facem doar o minimizare a riscurilor, dacă vrem să înlocuim apropo de fumatul clasic cu tutunul care nu se arde, cu tutunul și care se întrește. Și acum mai e glicerina vegetală, e altceva. Exact. Da. Deci toate astea s-ar putea să avem nevoie de sprijinul cuiva, pentru că e plăcerea aia pe care noi o avem undeva în minte. Și din acest punct de vedere, dar nu mai este timp astăzi, cred foarte mult că disciplina, organizarea noastră a vieții de zi cu zi e foarte importantă și poate săptămâna viitoare vom vorbi despre disciplină și organizare. Eu personal resimt câteodată și la mine, dar și la foarte mulți dintre pacienții disciplina mei. Disciplina pentru săptămâna viitoare. Da, disciplină, organizare, disciplină. Noi, din păcate, și o spun fără să jignesc pe nimeni, suntem destul de haotici. Și nu vorbim doar că când mulțumim îți vie disciplină. Frumos. Săptămâna viitoare așa disciplină. Te disciplinat. Da, mulțumim trec. Tare mult, Alin. Doamnelor și domnilor, ne luăm o scurtă pauză de publicitate. Asta până la 9. Cu noi, alături de noi. Ne revedem la 9 fix. Revenit, doamnelor și domnilor, începe a doua oră de Focus la Prima Oră. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Vorbim despre gazele venite din Rusia, pentru început, care sunt în continuare subiectul în atenția Europei, mai ales că, iată, Bulgaria și Polonia tocmai au rămas fără ele, după ce au refuzat să plătească contravaloarea în ruble. Ce s-ar întâmpla dacă în România am pățit la fel, mă întreb? E destul de simplu răspunsul. Dacă s-ar întâmpla, nu am avea probleme. Cel puțin acum, pentru că producția internă acoperă nevoile țării pe timpul verii. Asta înseamnă până în
octombrie. Atenție! Singurul impact general este legat doar de prețul acestor gaze care continuă să crească. Țara noastră importă 26% din gazele pe care le folosim. Restul e producție internă și e bine de știut că suntem al doilea mare exploatator și producător de gaze la nivelul țărilor Uniunii Europene, după țările de jos. Da, noi nu importăm gaz direct din Rusia, ceea ce înseamnă că o facem prin intermediar, ceea ce înseamnă că nu trebuie să plătim în ruble. Prețul gazelor, da. Evident, și da. Sunt și promisiuni că la finalul acestui an vom avea gaze provenite din exploatarea marină, celebra lege offshore. Da, exact. Deci un plus pentru scăderea dependenței de gazele rusești. Bun, și știm cu toții că prețurile au explodat, dar prea puțin dintre noi înțelegem mai degrabă de ce. Mai ales că de cele mai multe ori scumpirea pare nejustificată. Oricum, în acest context, guvernul a decis să pregătească o ordonanță de urgență pentru a combate fix acest fenomen, adică creșterea nejustificată a prețurilor în situații excepționale sau cel puțin considerate a fi excepționale. Cum era starea de alertă, starea de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate, stare de război, stare de asediu sau, mă rog, alte situații de criză. Și se referă la diverse categorii de produse, de exemplu farmaceutice sau alimentare. Și nu? Avem și amenzi anunțate prin această ordonanță, între 0,1 și 1% din cifra de afaceri. Poate fi dureros. Da, corect. Și hotelurile deschise în mini-vacanța de 1 mai vor fi ocupate în proporție de 80%, potrivit rezervărilor făcute până în acest moment. Cei mai mulți turiști se vor caza, bineînțeles, unde? În Mamaia și Costinești. Probabil și Vama Veche, nu? Da. Tarifele pornesc de la 113 lei pe noapte pentru două persoane la un hotel de 3 stele. Dar dacă mergeți la 4 sau la 5 stele, va trebui să scoateți mult mai mulți bani din buzunar. Vorbim de 1500 sau 1700 de lei. Deci pentru este un sejur de 3 da? Minți, da. Oricum, pregătirile sunt pe ultima 100 de metri și vă invităm să vedem și alte știri ale zilei. Ei bine, puia a fost prins drogat la volan. Reperul a fost oprit în trafic la un control de rutină, i s-au verificat actele, iar polițiștii l-au testat și cu drug testul. Rezultatul a fost unul pozitiv. Substanța folosită, spun oamenii legii, ar fi fost cocaină. Puia a fost dus la Institutul de Medicină Legală pentru recoltarea probelor biologice, iar dacă rezultatele analizelor vor confirma rezultatul aparatului, reperul va fi trimis în judecată. Evident că polițiștii au declarat că rezultatul a fost negativ. I-au suspendat permisul de conducere și i-au întocmit dosar penal. Așadar a avut un rezultat alcooltest negativ și un drug test pozitiv. Pozitiv, da. Grindina a făcut prăpăd într-o localitate din Timiș. Bucățile de gheață erau de mărimea unui ou de porumbel. Au acoperit străzile, au acoperit grădinile oamenilor. Din fericire, ploaia torențială urmată de grindină nu a produs stricăciuni mari, dar oamenii au stat cu frică însă pentru că toate culturile lor vor fi compromise. Mai multe localități din Timiș au fost aseară sub cod portocaliu de averse, intensificări ale vântului, după care a urmat până la miezul nopții și un cod galben de vreme rea. Și știm că în Craiova 21 de mașini au fost distruse, nu? De acoperișurile caselor. Din da, pentru că a bătut foarte tare vântul. Vom discuta chiar acum, pentru că vremea nu mai e deloc prietenă, s-am văzut cu toții. Ceea ce s-a întâmplat la Timișoara se poate repeta. Așa e, suntem în plin cod galben de ploi. Care sunt zonele vizate de efectele vremii și mai ales ce ne așteaptă de 1 mai? Aflăm chiar acum de la Robert Manta, meteorologul de serviciu ANM. Bună dimineața, mulțumim pentru prezență. Bună dimineața. Bună dimineața, bine v-am găsit. Ce ne așteaptă? Cât de periculoase sunt ploile din zilele următoare, din orele următoare? Trebuie spus pentru început că mai avem parte de ploi importante doar astăzi, în special cantități de apă destul de importante în zona Moldovei, îndeosebi. Însă partea bună este că nu mai avem fenomene precum cele de ieri, în speță grindină sau vijelie atât de puternice precum a fost la Craiova. Dar, cum spuneam, sunt aceste probleme, posibile probleme cauzate de aceste cantități mai mari de apă, care pot deveni, bineînțeles, probleme de ordin hidrologic. Și aceste schimbări ale vremii sunt provocate de faptul că a fost mult prea cald pentru această perioadă și cumva e vreo legătură între vreo masă de aer cald și o masă de aer rece și de aici rezultatele? Bineînțeles. Bineînțeles, de fiecare dată este vorba de acest contact dintr-o masă de aer mai cald și una mai rece, dar în același timp nu au fost temperaturi extrem de ridicate pentru această perioadă, au fost într-adevăr mai ridicate, dar nu foarte ridicate. Însă, cum spuneam, fenomenele sunt normale pentru această perioadă anului. Sunt ploi de vară cu tunete, fulgere în mare parte și, bineînțeles, suntem în mijlocul primăverii și trebuie să le apreciem într-un fel, pentru că avem nevoie în continuare destul de multă apă în sol.
Dar, pe de altă parte, da, ploile sunt normale pentru această perioadă de primăvară, dar aceste diferențe mari de temperatură sunt normale? Vom mai avea parte de ele până când rămânem cumva pe o traiectorie lină și ne stabilizăm? Da, vine și 1 mai și cu siguranță sunt destui care vor merge către mare sau către munte. Bineînțeles, diferențele nu vor fi foarte mari. Am avut ieri până la 28 de grade în partea de sud a țării. Vor fi în continuare și zilele următoare temperaturi de până la 20-21 de grade la amiază. Valori de altfel normale pentru această perioadă. În același timp, diferențe mari, cum spuneați, nu vor fi, pentru că și soarele își va face apariția din ce în ce mai mult în zilele următoare. De mâine ploile încetează, avem parte de un weekend destul de reușit din punct de vedere meteorologic. Mult soare, temperaturi rezonabile, puțin vânt, deci o vreme destul de bună. Cu excepția zonei montane, bineînțeles, unde după amiază ar putea să mai apară ploi scurte de vară, tot așa cu tunete și fulgere, dar care să nu strice per total aspectul general al vremii. Mulțumim tare mult, domnule Robert Manta. Întâi mai de vis. Soare, mai glumă, mai serios, dar să sperăm că va fi atât de mult soare. Atenție, imagini îngrijorătoare vin de la Kremlin. Starea de sănătate a liderului rus ridică mari semne de întrebare. Ce se întâmplă cu Vladimir Putin? Avem imediat la Focus la prima oră. Până atunci vorbim despre imaginile venite de la atacul asupra sediului așa zisului Minister al Securității din Transnistria. Trei bărbați sunt filmați în timp ce trag cu lansatoare de rachete asupra clădirii. Acestea sunt imaginile. Oricum, într-o altă filmare, dintr-un alt unghi, se poate vedea cum clădirea este lovită de trei ori, iar o bucată mare de beton este proiectată în afară după explozie. Pe imagini este surprins și momentul în care cei trei atacatori se urcă în mașină și fug. Iar Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a declarat după o ședință a Consiliului de Securitate că diferite forțe din regiune sunt interesate de destabilizarea situației. Și toate aceste evenimente despre care vorbim și care s-au petrecut în ultimele zile în Transnistria au semănat panică printre cetățeni. Punctele de frontieră au devenit neîncăpătoare. Oamenii fug în Republica Moldova de frica războiului, iar cozile din vamă se întind pe kilometri. Întrebați de ce pleacă din țară, ei nici nu pomenesc de război sau de vreo frică pentru viața lor. Spun că merg în vizită la rude, la medic sau vor să facă cumpărături în Republica Moldova. Și sănătatea lui Vladimir Putin este pusă la îndoială în întreaga lume. Imagini care îl surprind pe liderul de la Kremlin tremurând au apărut în spațiul online. Acum câteva zile, la o întâlnire cu președintele Belarusului, țarul abia își mai putea controla tremurul de la mâna dreaptă. Și nu ar fi singurul episod în care este filmat având astfel de probleme. Acesta este momentul în care mâna dreaptă a lui Vladimir Putin tremură când încearcă să dea noroc cu prietenul lui, Alexander Lukashenko, ba chiar se clatină înainte să se salute. Aparițiile sale publice din ultima perioadă întăresc suspiciunile legate de o posibilă boală neurologică a liderului de la Kremlin. Însă, propaganda de la Moscova neagă orice afecțiune posibilă pe care ar avea-o Putin. Nu este însă singurul moment în care Vladimir Putin este surprins că are probleme de coordonare fizică. La o întâlnire televizată cu Sergei Shoigu, liderul de la Kremlin aproape că se agață de masă pentru a nu-și pierde echilibrul. Odată cu apariția acestor imagini au reapărut și comentarii în presa occidentală legate de o posibilă boală de care ar suferi Putin. Privim un Putin slăbit în comparație cu omul pe care îl știam acum câțiva ani. Un președinte puternic nu ar avea nevoie să se sprijine cu mâna atât de tare de masă și nu ar fi atât de preocupat să-și mențină picioarele bine înfipte în pământ. Aproape pierzându-și echilibrul și vizibil slăbit a apărut Putin și noaptea de înviere. Mai mult, grimasele de pe fața sa trădează anxietatea, scrie cotidianul britanic The Sun, care susține că este posibil ca liderul rus să aibă cancer tiroidian în fază terminală. O informație susținută și de presa americană. Reality is we've been watching Putin now for 20 plus years that he's been in power and he's changed quite a bit. It does feel like we're seeing a Putin who's more isolated, and it's not just about, you know, sitting at the other end of a very long table from the people who are supposed to be advising him. It does feel that a lot of the messages that maybe he needs to hear are not coming across, either because people are unwilling to express them or because 20 years into his reign he trusts his own judgment more than he trusts the judgment of those around him. De altfel, presa internațională scria încă din martie că Putin suferă de boala Parkinson și de cancer tiroidian. Imagini similare au apărut și cu fostul cancelar german Angela Merkel, care, la o întâlnire chiar cu președintele Volodymyr Zelensky în 2019, a fost surprinsă de camere, neputând să-și controleze un tremurat puternic al corpului. Poziția cancelariei sale a fost că era vorba de o reacție psihologică a doamnei care a condus Germania.
După vizita oficială de acum două zile a premierului Nicolae Ciucă, a președintelui Camerei Deputaților Marce Ciolacu și a ministrului de externe Bogdan Aurescu, a venit rândul lui Florin Câțu să călătorească. Al doilea om în stat, președintele Senatului, a plecat și el la Kiev, unde s-a întâlnit cu președintele Zelenski, dar și cu oficiali din Elveția și Macedonia de Nord. Ei bine, vizita planificată încă de la începutul lunii aprilie a avut ca subiecte principale atrocitățile comise de forțele armate ruse în Ucraina și planul de reconstrucție a țării după război. Președintele Senatului a susținut și un discurs în cadrul Congresului autorităților locale și regionale, prezidat de președintele Ucrainei, la care a participat și prim-ministrul țării vecine. Inițial, când au apărut planurile de plecare în Ucraina, delegația treia să fie formată din președintele Senatului și președintele Camerei Deputaților, dar se pare că planurile s-au schimbat pe parcurs. Acum două zile, premierul Nicolae Ciucă și președintele Camerei Deputaților au anunțat presa că au fost în capitala Ucrainei, s-au întâlnit cu președintele Ucrainei Volodymyr Zelenski și au postat și fotografii cu vizita efectuată. Și vorbim și despre lucrurile din România. O profesoară din județul Brașov a ajuns primar, iar orașul Păstorii s-a transformat radical. Îi aflăm povestea, îi aflați povestea imediat la Focus la Prima Oră. Și în continuare, lucruri mai puțin plăcute, camere insalubre, mirosind a mucegai, băi ruginite și mobilier distrus. Sunt condițiile în care au fost cazați elevi de 10, zeci de elevi de 10 din toată țara, care au participat la Olimpiada Națională de Limba Franceză, desfășurată la Craiova. Când au văzut unde trebuiau să doarmă, elevii s-au simțit umiliți. S-au filmat camerele, au postat imaginile pe rețelele de socializare, iar reacția a fost una de revoltă. Conducerea liceului în care s-au ținut probele aruncă vina pe comisia de organizare. Așa arată internatul în care au fost cazați timp de 5 zile zeci de elevi care urmau să participe la Olimpiada Națională de Limba Franceză în Craiova. Băi pline de rugină, mobilier rupt în cameră, uși fără clanțe și căldură doar câteva ore pe zi. Sunt doar câteva dintre condițiile mizere în care au stat olimpicii. Observați? Ia totul a ieșit la iveală după ce elevii au postat pe rețelele de socializare fotografii cu condițiile în care au fost cazați. Conducerea liceului, unde au avut loc probele, aruncă vina ba pe copii, ba pe comisia de organizare. Cazarea nu am făcut-o eu. Doamna, cazarea este făcută de către comisia de organizare și cu domnul administrator. Eu n-am avut nicio treabă aici, doar am pus la dispoziție căminul. Ce fac? Dau jos, se joacă. Se joacă cu el. Și dacă îl pun, dau jos acolo, în loc să-l utilizeze. Problemele erau cunoscute și de către reprezentanții inspectoratului județean. Știam că nu avem condiții din cele mai bune. Ne pare rău pentru că nu au fost toate lucrurile așa cum ne-am fi dorit, perfecte. La Olimpiada au participat 120 de elevi. Probleme asemănătoare au fost însă și la Timișoara. Mirosul grele, de praf, de mucegai, de papuci nespălați se întâmpină de la intrare. Priveliștea e de nedescris, de la gumă de mestecat lipită grațios pe marginile patului, la parchetul scorojit, stropit cu diverse, până la marginile ferestrei greu prăfuite și răsuzate, scaune, dulapuri, masă de nefolosit. Toate te îndeamnă să pleci înapoi spre gară, să faci cale întoarsă. Așa începe postarea pe rețea de socializare a unei mame din Iași, revoltată de condițiile pe care fiica ei, ajunsă la Olimpiada Națională de Muzică, a fost obligată să le îndure la Timișoara. Cei care au în grijă internatul instituției de învățământ ridică din numeri și recunosc că mobilierul este vechi, dar spun că nu au ce să facă. Nu este mizerie, este păcat. Este... Și cum vi se par condițiile? Condiții foarte vechi. Oficial nu au fost depuse plângeri sau sesizări cu privire la condițiile de cazare, spun cei de la Inspectoratul Școlar Timiș. Mai mult, șefii învățământului spun că suma alocată de Ministerul Educației a fost de 100 de lei pe zi de copil, 20 pentru cazare și 80 de lei masa. În același timp, mai mari învățământului timișean recunosc că nu au fost condiții optime de cazare, dar folosirea internatului de la Henri Coand a fost o soluție de avarie, întrucât universitățile din oraș nu au mai putut prelua elevii olimpici. Condițiile sunt cele care le știm. În ultimii ani nu s-au mai făcut investiții în dotarea internatelor școlare. Reprezentanții Inspectoratului Școlar mai spun că pozele surprinse de părintele revoltat de condițiile de cazare sunt ușor tendențioase, ele fiind realizate la lemnăria ferestrelor, foarte veche de altfel, respectiv în spatele unei nișe, unde erau rafturi și ele, este drept, extrem de vechi. Nu
au fost mizerie, n-a fost, au fost, mobilierul este mai vechi, sigur, scaunele mai uzate, dar nimic altceva. Școlile din Timișoara sunt administrate de Primăria Timișoara, care nu a mai investit de ani buni la Colegiul Henri Coandă, întrucât acesta a fost cuprins într-un proiect de renovare care pornește în următoarea perioadă. Și în replică, ministrul educației spune că elevii olimpici, se gândește ca elevii olimpici să poată intra la liceu fără evaluare națională și să le mărească și premiile pentru olimpiade. Vorbeam despre asta, de la 300 da. De lei să meargă spre 1000 spre de lei. Spre 1000 de lei premiul întâi. Da. Ei bine, omul sfințește locul și se dovedește din nou. De data aceasta vorbim despre o profesoară care a preluat frâiele administrației locale din orașul brașovean Victoria. E o cofetărie atât de bună acolo, n-ai zice. N-ai toate zice. Orașele României. Ruinele orașului monoindustrial din perioada comunistă. Păi da, dacă au cofetării bune, normal. Din perioada comunistă au căpătat acum o nouă viață, iar celor 7000 de locuitori nu le vine să creadă că în orașul lor există acum și un spital modern. Deși resursele sunt minime, edilul spune că în curând urbea va putea concura cu orice oraș european. Domnule Hașegan Dragoș Liviu, de bună voie și nesilit de nimeni, e în căsătorie pe doamna Niculescu Roxana Ana Maria? Da. Cei doi tineri care și-au unit destinele nu se așteptau ca cea care i-a cununat să fie chiar fosta lor profesoară. Camelia Bertea a predat geografie un sfert de veac, iar acum este primarul unui oraș mic, aflat la 50 de kilometri de Sibiu. Cum vi se pare doamna primar? Cea mai bună. Cea mai bună. Mi-a fost și profesoară atâți ani. Uh-huh. Locul de poveste unde are loc căsătoria era până nu demult un parc dezafectat, plin de gunoaie și șobolani. Eu mi-am dorit foarte mult să fie parcul inaugurat astăzi și am avut, nu știu, norocul să fie inaugurat tocmai astăzi. După cum vă amintiți, aici în oraș era o adevărată groapă de gunoi. E prima zi în care am oficiat căsătoria foștilor mei elevi. Acum 2 ani, Camelia Bertea a decis să candideze pentru funcția de primar. Acum încearcă să-și onoreze promisiunile. Redeschiderea spitalului din oraș a devenit principalul său obiectiv. Înainte, lumea nu avea servicii medicale, trebuiau să meargă, erau nevoiți oameni în vârstă să meargă la Făgăraș, la Sibiu. Acum avem 7 secții deschise, avem endocrinolog, avem urolog, avem recuperările, avem pediatrie, camera de gardă, chirurgie. E frumos, e bine, tratamentul am făcut prima zi și foarte bun. Suntem de la Sibiu și de aia am venit aici. Este spitalul care a fost redeschis prin hotărârea de guvern numărul 733 din iulie 2021 și în 14 octombrie primii pacienți au pășit în acest spital. Este într-adevăr una dintre marile realizări ale noastre. Este un spital nou, este un spital modern, un spital în care vin medici tineri. Pe lângă serviciile medicale clasice, oamenii se bucură acum și de noul aspect al policlinicii și al sediului ambulanței din oraș. Orașul schimba total, un suflu nou adus, strada noastră pe care locuiesc arată mult mai bine, mai curată, flori, pomi curățiți. Orașul nu duce lipsă nici de evenimente. Ce se întâmplă anul acesta? Reușim să facem festivalul de toacă? Așa ne dorim și suntem convinși că în luna iulie, la începutul lunii iulie, vor participa în jur de 100 de copii. Bugetul primăriei este sărac, așa că primarul nu are consilier sau ajutoare externe. Asta nu împiedică însă să viseze la noi proiecte. Astăzi am început lucrările în cartierul Farcaș, cartier pentru tineri, unde o să primească loturi de 600 de metri pătrați. Avem peste 20 de loturi pe care o să le dăm cu infrastructura necesară. Iar pentru viitor ne canalizăm pe creșă. Orașul Victoria nu are o creșă din păcate. Cel mai mare proiect care va fi implementat are o valoare de 6 milioane de euro și presupune izolarea termică a locuințelor în care trăiesc familiile nevoiașe. A fost acțiune în forță în Sinaia. Pompieri, jandarmi, angajați ai domeniului pădurilor au plantat 100 de puieți de brad. Arborii au fost sădiți în onoarea regelui și este pentru a treia oară când se întâmplă asta. În plus, s-au strâns și zeci de saci de gunoi. Asta pentru că românii care au petrecut sărbătorile la munte au lăsat prăpăd în urma lor. Ne vom deplasa spre curtea interioară a castelului Peleș și încercăm să ecologizăm tot ceea ce se poate stânga-dreapta a traseului. Sărbătorile pascale au fost un prilej excelent pentru o mini-vacanță. O vizită la munte, o plimbare pe la castelul Peleș au fost mană cerească, dar ce au lăsat turiștii în urma lor a fost de-a dreptul îngrozitor. Peturi, ambalaje, de toate s-au putut găsi în jurul locului istoric. Cu ocazia igienizării, în urma celor nepăsători, jandarmii, pompierii și angajații domeniului pădurilor au plantat și puieți de brad. Vom desfășura activități de ecologizare a zonei și implicit de plantarea celor 100 de puieți de brad, care o facem an de an pe domeniul regal Peleș-Sinaia.
Tehnica e simplă, dar trebuie voință. Înainte de plantare se bagă puieții în mocirlă, pământ cu apă. O să-l băgăm puțin mai sus decât a fost inițial în pământ. Astfel, numai puțin de 100 de exemplare au fost sădite în jurul castelului Peleș, după care s-a trecut efectiv la îndepărtarea gunoaielor din zonă. Aceasta a fost a treia acțiune de împădurire de pe domeniul regal Peleș. Și vrem să aflăm și alte informații despre vreme de la Roxana. Da, bună dimineața! Bună dimineața, bun găsit tuturor! Astăzi avem parte de vreme rece. În vestul, centrul și nordul țării, temperaturile vor fi mult mai scăzute decât cele normale pentru această dată. Va predomina atmosfera închisă în nordul, centrul și nord-estul teritoriului. Va ploua în aproape toată țara, mai puțin în Oltenia și Dobrogea. Local, în Moldova și în zona montană, se vor strânge cantități importante de apă ce vor depăși 25-40 de litri pe metru pătrat. La altitudini de peste 1700 de metri vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va fi destul de activ în Oltenia și în Moldova, dar și pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor situa între 10 grade în nordul Moldovei și 21 de grade în lunca Dunării. Mâine va fi rece în Moldova, iar în restul țării temperaturile vor mai crește puțin, astfel maximele se vor încadra între 11 și 20 de grade. Va ploua slab în Oltenia și Moldova, dar și în zona montană. La munte, la altitudine de peste 1800 de metri vor fi și precipitații mixte. Vântul va avea unele intensificări în Carpații Orientali și în sud-estul teritoriului. Și în capitală este destul de rece, cerul va avea înorări și vor fi averse cu tunete și fulgere. Maxima se oprește astăzi pe la 19 grade, mâine cerul rămâne acoperit de nori și vor fi posibile ploi slabe, temperatura maximă nu depășește 20 de grade la amiază. În schimb, ziua de sâmbătă ne aduce vreme destul de frumoasă și temperaturi normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil și maxima se va situa în jurul valorii de 21 de grade. La munte va predomina atmosfera închisă și va fi destul de rece, va ploua pe arii extinse, iar la altitudini de peste 1700 de metri va fi lapoviță sau ninsoare. În urma averselor se vor acumula cantități de apă de peste 25-40 de litri pe metru pătrat. Eu mă opresc aici cu informațiile despre vreme, dar ne revedem diseară la Focus 18. Să aveți o zi frumoasă în continuare, Irina Daniel. Mulțumim, Rob. Iar noi intrăm într-o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi. Ei bine, gata, cum spuneam, s-a întors clepsidra, numărăm deja zilele până când începe vacanța de 1 mai. Ai ce-am oftat cu toți plămânii, am și împrumutat câțiva. Poți să pleci și tu în vacanță. Siguranță, da. Unde mergem? Care va fi cea mai aglomerată zonă? Dacă pleacă românii sau nu în străinătate sau rămân în țară? Sunt chestiuni pe care le discutăm în cele ce urmează cu Cristina Vascan. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Venit, doamnă. Doamna Vascan, în calitate de administratorul unei agenții de turism, așadar, cu toate motivele să știți cât mai bine informațiile, românii ce preferă de 1 mai? Litoralul românesc sau pleacă în afară? După 2 ani de pandemie, acum sunt împărțite dorințele, ca să spun așa, turiștilor. Se pleacă și în România, bineînțeles, Valea Prahovei, litoral, Bucovina, dar este o afluență foarte mare către destinațiile externe, în special Egipt, Grecia. Grecia, Dubai, și avem și destinații exotice, Cuba, Zanzibar, Maldive. Dar nu e prea scurtă vacanța ca să plec asta în Cuba? Asta vreau să zic. Astea sunt special pentru această mini-vacanță de 1 mai? Au combinat vacanța de Paște cu cea de 1 mai și au făcut o vacanță mai prelungită. Punte, cum se o zice. Punte. Pe da, în România se practică. Da, da, da. Dar mă gândesc că există și o diferențiere așa între vârste. Tinerii preferă, nu, litoralul românesc, pe când familiștii merg către... Care ar fi Bulgaria, diferența? Bulgaria pleacă la Albena. În Bulgaria, mai puțin anul acesta, nu toate hotelurile sunt deschise și atunci a fost o ofertă mai puțin viabilă. Într-adevăr, tinerii preferă litoralul românesc. În vama veche, ca să facem o rezervare, momentul ăsta e o aventură, deci serios? Nu mai găsim nimic disponibil. Da. Am încercat pentru băiatul meu și știu. Serios? Da. Poate dar cu cheia așa, la marginea drumului. Probabil, dar într-o unitate de cazare autorizată, da. Mai greu, da. Să găsim. Da. Nu vorbim de tarife.
Adică vorbiți de tare. Păi vorbiți de tare. Era următoarea întrebare pe listă. Că noi am avut câteva exemple și nu strică cu cât mai multe exemple în sensul ăsta. În Vama Veche, un pachet acum de 3 nopți, cu un mic dejun, o cameră dublă, ajunge undeva și în 1500 de lei. 1500 ce... de lei? Da. Wow. Da, cât mai pui și la șezlong, cât mai pui și pe la ieșiri, îți trebuie un buget considerabil. Și vorbim de tineri aici, cu un buget limitat. Ei bine, da. Slavă da, cerului da. Că există părinți în condițiile exact, de față, părinții. Nu? Dar da. În general, prețurile simțiți că au crescut după perioada asta de pandemie în care poate lumea nu prea a călătorit, încearcă cumva unitățile hoteliere, unitățile de cazare, în general Horeca, să câștige ce a pierdut? Nu neapărat că încearcă să câștige, ci conjunctura, iată, internațională, au determinat și unitățile de cazare să mărească prețurile, tarifele. În România tarifele sunt undeva cu 20-30% mai mari față de anul precedent. Și extern vedem aceeași tendință. Da, de ce că s-au scumpit? Acum, mă rog, nu vreau neapărat să vă provoc la discuția asta, dar s-au scumpit gazele și ca atare toate lucrurile de după trebuie să se scumpească. Întreb asta pentru că oricum mi se pare că litoralul românesc este mult prea scump raportat uneori la condițiile pe care le oferă. Și atunci mie unul mi se pare nefiresc să plătesc și mai mult. Poate puțin se și profită de ce se întâmplă, însă e adevărat că este un șir, nu? Nu vorbim mai de gaze, ci de combustibil și așa mai departe, și atunci și nivelul salarial a crescut față de anul precedent. Și toate se văd și toate în se văd, final. Bineînțeles, în tariful final. Da. Gata, eu m-am lămurit, nu mai întreb nimic. M-am lămurit. Mi-a explicat că e mai scumpă 20%, deci rămâne acasă. Spuneți ceva de Grecia. Se pleacă încă de pe acum în Grecia, deci sunt rezervări acum de 1 mai. Înțelesem Grecia că deja, deja foarte mulți au mers către Tasos, nu? Rămâne... Avem chartere pe... Am avut charter de Paște către Heraklion, Creta și de asemenea Rodos. Chartere care continuă pe tot sezonul. De altfel, Grecia, una din preferatele, insule grecești, preferatele românilor. Vorbim de Rodos, Creta, Zakynthos, Santorini, Corfu, chartere săptămânale. Tarifele în Grecia încă se mențin, să zicem, accesibile pentru turiștii români. Și iată și și turismul individual, Tasos, Halkidiki, încă merge cu mașina. Și parcă de la 1 mai se schimbă și chestiunea legată de certificat COVID, parcă, da, nu? De certificat. De altfel, asta urmărim acum, pentru că majoritatea, multe țări au scos restricțiile și le urmărim cu atenție. Uh-huh. De la 1 mai Grecia, Bulgaria, sunt alte țări care au scos tot. Madeira, adică Portugalia, Madeira, Iordania, Islanda nu mai au restricții. Deci se poate merge fără... Cât costă să mergem? Mă rog, este scump să te duci în Islanda să faci un sejur de 1 mai? De 1 mai... 1 mai anul viitor. 1 mai anul următor, da. Să știți că nu e chiar... Noi am avut grupuri constante către Islanda. 2000 de euro de persoană. Un circuit cu vizitarea întregii țări. Cred că e mai mult decât accesibil. Croazierele mai sunt o chestiune de actualitate? Vor românii să meargă în croaziere? Da, există încă această, să zic, tendință. Da. Dar mai mult în zona Mării Mediterane. Da, adică mai puțin, da, mai puțin cele către Caraibe și așa mai departe. Nu. Și în general ce înseamnă? Câte zile am putea sta? Șapte nopți. Șapte nopți, da. Vasele de croazieră sunt condiții foarte bune. Și plus că există această, cum să zic, comoditate de a sta pe vas și a coborâ în fiecare port și a vedea orașul respectiv. În România nu sunt chiar atât de căutate, așa cum sunt în Europa, dar este și la noi această tendință. Dar știu că în perioada aceea de pandemie nu aveai voie să cobori neapărat în atunci, portul și atunci nu, dar nici măcar au fost restricționate, deci nu au fost închise traseele. Da. Și
Pentru că acum am devenit din ce în ce, mi se pare mie, mai pretențioși, înseamnă că ne ducem mai mult către niște vacanțe din astea cumva specializate sau către vacanțe low cost, pentru că simțim că trebuie să avem grijă la buget, de vreme ce toate lucrurile au început să se scumpească. Nu neapărat, să știți. Românul de obicei este pretențios, adică nu preferă vacanțele low cost. Noi vorbim acum de familii, da? Nu vorbim de tinerii care vânează un bilet de avion ieftin și o cazare, da? Familiile preferă hoteluri bune, resorturi, da? Aici vorbim de Antalya, care, cel puțin unde noi avem chartere, 3-4 chartere săptămânale. Bodrum, deci tot Turcia, da. Marmaris, resorturile sunt pentru familii cu toate condițiile. Deci cu alte cuvinte, nu vă spune cineva vreau și o vacanță la cort. Nu. Okay, am înțeles. Și pe final, așa, dacă ar fi să ne întoarcem la litoralul românesc, pentru că e clar că polul aici e de 1 mai, simțiți cumva că se îndreaptă lucrurile spre sud, dinspre nord? Lumea începe să înainteze spre Olimp, Neptun încolo? S-au tot dezvoltat hoteluri acolo, de aia întreb. S-au dezvoltat, se merge într-adevăr și către Olimp, dar Mamaia rămâne. Mamaia rămâne, mărul 1. Da, bineînțeles. Deci vezi, la Mamaia e de tine. Nu vă spune la Mamaia, mă duc la Băile Felix, că acolo pot să fac și... Apropo, stațiunile balneului cricmatenice, ce fel de pondere au în preferințele românilor? Că eu aș face niște tratamente, am o vârstă. Să știți, da, să știți că destul de mult în ultima vreme, de asemenea sunt hoteluri foarte bune în, cum ați spus, la Băile Felix, Govora, Olănești și așa mai departe, deci puteți să mergeți liniștit. Deci, am fost ultimele dăți, am fost în Călimănești și înainte de asta în Băile Felix. Deci ești deja mai rămâne să bifez Govora, spuneați, nu? Da. Ah, perfect. La Sovata? Și o să te duc Sovata. La Balvanieș? La Mamaia. Ar mai fi? Acolo mi-a plăcut odată. Am fost mai de mult, am trecut pe acolo. Bun. Mulțumim tare mult. Ne-ați oferit informații așa din tot spectrul vacanțelor și al turismului. Acum nu rămâne decât să avem bănuții și să plecăm în vacanță și să mai găsim ceva liber. Mulțumim tare mult pentru prezentare. Și să ne refacem pentru mâine, pentru că de la ora 8 mâine o luăm de la capăt, pentru că aceasta a fost ultima oră de focus de la prima oră de astăzi. Dar fii la curent cu tot ce se întâmplă la noi și lume, află totul la Focus 14. De la ora 20 și vezi pe unde îl mai poartă nasul pe detectivul din serialul The Sniffer. Nu uitați că pe noi ne puteți găsi pe Facebook, Focus la prima oră, pe WhatsApp la numărul de telefon 0720111199 și pe site-ul nostru focusprimatv.ro. Avem și primaplay.ro, e platforma noastră de conținut digital. Și cum spunea și Daniel, pe mâine dimineață la ora 8. O zi bună să aveți! Toate bune, la revedere! Emisiunea a fost sponsorizată de Five2Go. Acest program este disponibil și pe Prima Play.